Zi plină pentru pompierii brăileni astăzi, fiind gazdele celor care au dorit să vadă cum anume și în ce condiții își desfășoară activitatea salvatorii din cadrul ISU Brăila. Cu această ocazie au fost primiți în rândul lucrătorilor ISU și 6 voluntari, o tânără și 5 bărbați, care începând de mâine își vor desfășura activitatea în cadrul inspectoratului ca și colegilor angajați. Acești voluntari pot participa la acțiunile de intervenție ale inspectoratului pe timpul cât își desfășoară activitatea aici la inspectorat, dar în același mod și în timpul programului dumnealor pot acorda la dacă se întâmplă un eveniment la locul de muncă sau dacă trec pe lângă un eveniment care se produce, dumnealor ne pot sesiza pe noi în primă fază și pot aplica și primele și măsuri de prim ajutor dacă este cazul. Șeful ISU Brăila a ținut cu această ocazie să vorbească și despre autorizațiile ISU pe care unitățile de învățământ din Brăila ar trebui să le obțină, precizând că, deși foarte multe dintre imobilele în care învață copiii nu au astfel de autorizații, clădirile au fost verificate și nu prezintă un risc iminent pentru copii sau dascăli. Inspectorul șef a mai adăugat că este în discuții cu conducerea Consiliului Județean Brăila pentru prinderea în bugetul de anul viitor a banilor necesari pentru cumpărarea unei scări mecanizate noi. Cea pe care o avem noi în dotare este din anii 70 și necesită reparații foarte dese și una modernă ne-ar fi de folos. Și pompierii prahoveni au sărbătorit această zi importantă. La sala sporturilor din Ploiești, elevii mai multor școli din oraș au testat pe propria piele meseria de salvator. Extrem de curioși, copiii au vrut să încerce fiecare echipament folosit atât pentru salvarea de vieți omenești, cât și pentru stingerea incendiilor.